Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou unboxing pe acest canal. De această dată scoatem din cutie un router de la Netis. Este un router de wireless N, categorie N, ce atinge viteze de până la 300 de megabiți. Aceasta este cutia, da, să o vedeți așa frumos în splendoarea ei. Avem routerul aici, vedem că are două antenuțe. O parte dintre specificații le regăsim fix pe fața cutiei, dacă putem să spunem așa. Modelul este un WF2419i, vedem că are și logo-ul mare aici cu IPTV, funcție de IPTV. Bun, îl întoarcem și pe spate, tot așa, o serie dintre specificații în mai multe limbi, dar văd că româna lipsește. Aici ne arată cum îl putem împerechea, ce dispozitive putem conecta la el, un cod QR în partea de jos, pe laterale ne sunt specificate porturile, alimentarea, butoanele și toate cele. O să le vedem îndată, logo-ul mare Netis cu modelul și iarăși o serie dintre specificațiile lui, LED-uri, interfață, cât 100 de megabiți și toate nebunile cât duce acest router. Bun, destul cu vorbăria, hai să trecem la unboxing că asta contează. Nu te încăpățâna și desfăte că nu știu ce fac cu tine acum. Așa, desfacem aici frumușel pachetelul. Ia să vedem, suntem noi un pic în focus. Acum parcă suntem mai bine în focus. Installation guide, quick, nebunii, declarații de ce, nebunii, hârțoage, declarații de conformitate și alte socoteli. Acesta este routerul. Haideți să scoatem și din țipla asta să-l vedem mai bine. Are două antene de 5 dBi, dar nu sunt detașabile. Este destul de micuț routerul. Aici avem LED-urile de stare, practic, să ne indică ce avem conectat la el, dacă funcționează, dacă toate cele. Cam așa o să stea el, gen, stai așa, o să vedem. Dacă reușim să-l prindem în cadru, perfect. Cam așa o să stea el. Mă rog, cam asta o să fie poziția lui. Bun, cu antenele. Aici, în partea de jos, avem Mac-uri, nebunii, chestii, trestii. Așa, vedem IP-ul la care o să-l accesăm prima oară, 192.168.1.1, și vedem SSID-ul care o să fie prima oară Netis și după aia parola o să fie password, vă recomand să le schimbați, asta vă conectați prima oară și îl configurați, după aia le schimbați că, na, e la mintea cocoșului. Bun, avem aici 4 porturi LAN pe partea din spate, plus ăsta e portul pentru internet, hai să-l pun așa să se vadă că e negru ăsta și nu prea e atât de negru încât nu prea reușim să focalizăm aici și să arătăm la cameră. Hai mă, te încăpățânești și nu vrei să focalizezi? Perfect, e prea negru, nu-și dă seama. Avem un buton aici, să-l văd eu mai bine, este VPS-ul, da, de conectare VPS, dar nu v-aș recomanda să conectați prin VPS, pentru că se poate hackeri foarte ușor VPS-ul mai nou. Așa, avem un buton de, aici de reset, băgăm ceva, nu știu, o scobitoare, ceva ascuțit. Aici e portul de alimentare, introducem acel adaptor ca un încărcător de telefon mobil și îl alimentăm la curent. Bun, hai să vedem ce mai avem în cutie. Avem un cablu de rețea destul de micuț, care ne ajută să-l conectăm la PC și eventual să-l configurăm, dar putem să-l configurăm și prin wireless, nu e panică. Și alimentatorul la priză, care, ia să vedem, de curiozitate, așa, să vedem cam cât are. Reușim noi să focalizăm aici. Parcă reușim un pic. Reușise mai devreme. Să vedea, ha? Tot e negru, deci negru ăsta e ceva de speriat cu el. Așa, 9V 500mAh, nu? Văd eu aici. Ia să mă fix, să mă uit. Da, 9V și 500mAh. Deci, da, nu consumă 5V, nu putem să-l conectăm la o baterie externă, un power bank, are neapărat de 9V. Ok. Da, cam ăsta e unboxing-ul. Eu sper să-l găsiți interesant și să-mi arătați aprecierea voastră printr-un like la acest video. Neapărat
neapărat un subscribe dacă ești nou pe acest canal și vrei să fii la curent cu ultimele noutăți ce vor apărea pe acest canal în viitorul apropiat. Poți să apeși și clopoțelul să fii notificat. Și neapărat un share să vadă și prietenii voștri și să strângem și noi cât mai multe vizualizări la acest clip. Mulțumesc frumos pentru vizionare, tânărul vă pupă, aveți grijă de voi și să fiți cu minți. Bye bye, pe data viitoare!